mărunte, de suprafață, pentru că nu am vrea să aboleze problema asta. Real, știi că de fapt vreau să mă căsătoresc cu prietena ta, dar aia s-a cumplat cu altul și ca să mă răzbun, m-am căsătorit cu tine. Și atunci sunt și reproșat. În momentul în care speculăm greșeli și suntem doar critici în cuplu, s-a terminat. Ăla nu e cuplu. Oamenii aia se păcălesc. Și se consolidează, se ancorează lucrurile astea, devin nefericiți și fiecare, într-un fel sau altul, se îmbolnăvește. Ai o relație toxică. Luarea în considerare, dar a fost zis, intervenții verbale necorelate sau doar tangențiale, mesajul, el vorbește despre mere și îl întreb despre pere. Clar, s-a terminat, omul ăla se prind. Neacordare de feedback, am mai zis. Și acum o să vă spun câteva scurte, două sau trei scurte povestioare din înțelepciunea orientală. Să vedeți că preocupările au existat dintotdeauna vis-a-vis de ce înseamnă.